Băi, vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou episod din seria voastră preferată. Mi-am dat seama că e preferată pentru că ați lăicuit tare acolo și v-ați uitat la ea. Magnet Fishing. Astăzi sunt alături de vânătorii de comori, bate aici. Vânătorii de comori cu care am vorbit de ceva timp să facem un vloguleanu de ăsta. Suntem aici, nu știu exact unde suntem, dar pare că este ceva interzis. O să sărim acest gard. Bă, dracu, sărim, o luăm pe acolo și intrăm direct. Ghiciți și voi unde suntem, cei care sunt din București. Stop cadrul acum, scrieți în comentarii cu ce seamănă acea clădire. A? Hai să vă arăt așa ca lumea. Pentru cine știe unde suntem, să vedem, să vedem. El este omul care mă învață astăzi, și anume salutare, vânătorii salutare de comori. Îl găsiți pe el în descriere, să-i dați un subscribe la băiat acolo. Mersi. Și sperăm că astăzi scoatem comoara. Bă, dar de ce toată lumea vrea comori? Că toată lumea asta vrea. Ce-ai găsit cel mai scump? Cât bun, ai scos? Fii atent aici. Ce-ai găsit cel mai scump? Astea sunt întrebări clasice, da? Dar dacă scoți o trotinetă, ce facem cu ea? Am scos ieri o trotinetă. Și ai luat-o acasă? Da. Și dacă scoatem o bicicletă? Am scos și o bicicletă. Și ai luat-o acasă? Da. Hei. Aici stăm. Like, subscribe, follow pe Instagram la Conacu Oficial. Să înceapă pescuiala la Magnet. Să știți că sunt un pic supărat pe voi așa. Păi vă uitați la clipuri, dar nu dați subscribe, mă, ce înseamnă asta? Mă auzi, am ajuns la 44% neabonați. Păi nu ne-am avut niciodată atâta. Dar avea maxim 15-20%. Dați subscribe. Cine nu dă subscribe să iasă coș pe nas. Bubă ca mine. Uite rațile, bagaboantile. Aici este zona unde o să pescuim cu magnetul. Până să aruncăm, hai să vedeți ce mă chirșă. Că uite și tu ce am eu. Uite eu ce am eu. Tu ce ai, ia, ia. Mamă, vezi că tu stai... Aaaa, tu stai asta, bine mă, pe sfoară, da? Bă, uite mă, ăsta e al meu, mă. Băi, mă. Eu stau mă, mă, asta am făcut eu, chidușie. Ia mă, ia, hai. Hai să vedem, ne luăm un magnet, ia. Stai așa, hai mă să vedem, ce arătă mă. Ia, dă mă, ia, ia. Ia. Mamă. Hai că ăla am tupeu să-l și la gândit. Nu, 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 nu. Nu, mă, nu! Bă! Băi, vere! Mamă, se simte de aici, ești nebun? Bă, să simt... Uitați-vă și voi, ăsta e al lui vânători. Cum să zic, ca să nu zic vânători? Nu știu, vânători. A, e ok vânători? Da. Deci ăsta e al lui vânători, ăsta e al meu. Așa, ăla e 1, ăsta e 2, dar ăsta e doar... Bă, am și un, dar e mai mic ca ăsta. Deci tu ai dublu față de ce am eu... Ăla nici nu mai arăt. Gata, mă! Da, ai sfoară. Ai sfoară. Bă, ce-i nodul ăsta, mă? Ce e, mă, nodul ăla? Nu mă pricep la nodul. Fii atent aici, cea mai bună, cea mai bună variantă da, este da, da, cod asta. Asta nu iese nici da, dacă îmi tragi mașina. Deci da, ca să știi. Nici magnetul ăsta. A, lasă, frate. Nici magnetul, nu? Ți-e rușine de magnetul meu, nu? Stai așa să vezi acum. Să vezi ce scoate Conacu. Stai așa să vezi acum, mă. Deci ai râs de mine. Mergem jos acolo? Da. Mergem jos acolo, da? Hai râs de mine. Stai așa, măcați și cultul. Așa, bun. Bă, mănușile. Mersi să rămână. Bă, deci trebuie să mă dau aici. Mie mi-e frică că cad pe aici. E, am lăsat-o la mișto așa, că te las să băgăm amândoi. Mamă, uita cât adăla are el, bă, băiatul. M-ai făcut invidios. Deci lăsi-l pe ăsta. Hai, la, nu, mă, stai liniștit. La următorul vlog vin eu cu de la mai mare ca tine. Uite, deci pornind de la jumătate, că eu n-am luat nimic. Nu știu, mă, ce dragi. Vezi că e monedă. E un glonț. E un glonț. Deci fii atent. Este un glonț turtit care a stat așa aici în piept și când a venit glonțul în război, ăsta a salvat viața cuiva, frate. A, deci e scurt. Da, dați like pentru asta. Cineva poate fi salvat. Haide mă zic când scoatem, hai. Aia nu se pune, da? Nici la tine nu se pune, hai. 3, 2, 1 și... Așa. Și acum pescuim. Și unde ar fi șmecher să mergem odată? În Amsterdam. E acolo, n-ai văzut ce scot, mă, de sub podurile alea? Am văzut. Mă duc mâine în Constanța. Ce ai, e nebunit? Nu, mă duc altă treabă. Dacă tot ajung... A, da, mergeți de aici la Magnet, ce are. Ia, ce-ai luat? Am luat mai încearcă, fraților, mai încearcă scrie. Hai că scot și eu ca să nu zici. Așa, de acolo erau. Bă, am luat și eu niște alge, dar asta ce dragi sunt. Am făcut o salată, și așa ești la regim. Bă, da, chiar sunt la regim. Nu le aruncăm înapoi, le lăsăm să usuce să mănânce peștele. Ho, cineva a băgat niște balonașe. Am scos 80 de tuburi de astea de aici. Da, dar mie să nu scape, că nu are forța al meu, dar mă uit să nu fie, agățătură, știi? Aha, fii atent că e ceva acolo. Sigur nu e agățătură. Pe mine mă mai fură și știi ce? Astea de le-am pus eu să-mi țină frânghia, pentru că poate să agați în chestii. A, da. Uite asta. Dar nimic de nada. Da. Bă, și ură la Magnet Fishing, mă frate, că se udă toată sfoara și la un moment dat, mamă, unde ai dat-o, mă? Se udă toată sfoara și la un moment dat când tragi de ea, sare apă pe tine. Eu de-aia m-am umplecat așa de scandal. Să vezi când se încrățesc palmele. Oh. Nu? Hai să vezi, vedem dacă agățăm acolo ce am zis eu. Na 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 na. Da, na, 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 na. E cam ceva acolo. Ana, că mi-am de la puternic, păi nu mai ratez nimic ăla. Și te pierd cu ăsta. Și cu ăsta. Și cu ăsta ai pierdut multe? Păi sunt multe chestiile astea băgate. Trebuie să ne luăm ancore, mă. Ia, mă, ia. I-a agățat sau are ceva în el? Bă. Bă, e ceva acolo. M-am jucat și acolo câteva zile. Da? Da. Și e ceva, simți? Poate e o zi, o nebunie de asta de... Hai să aruncăm acolo amândoi. O de asta, cum îi zice, o țeavă. A, uite că am luat un ac. Aproape un ac am luat de pescuit. Un ac. Uite fix în zona aia acolo. Dă-i tu un pic mai lung și mai în dreapta. Fix acolo. Fix pe el l-ai dat. Domnule, scoate lipite. Am prins eu pe ai mei și am desprins. Dar nu... n-ar nimic asta. Ia, poate Doamne ajută. Vezi că nu l-am prins, e bine. M-am speriat, eu l-am scos repede. Ah, ok. Păi eu l-am scos repede, am să nu se prindă în trei. Na, un cui. Cât ai dat pe magnetul ăla? 120 de lei, cu tot cu sfoară și cu tot cu carabina. Okay. Da. Dar am prins și aici. E acolo, nu? Da. Ce ți-am zis? Haide. Jumătate că eu ți-am dat locul, hai. La frigider, hai să vedem. Ia să vedem. O trecută, die, târrrr, ia înapoi, mă! L-am scăpat și eu. S-a scăpat? E ceva foarte greu și prinde foarte puțin pe... Ai. O să mergem, și pe partea asta. Am fost în căruciori, dar din parc. Ai nebunit? Da. Să rămână, aveți pulpe. Te mâiezi niște bule, uite. Hop. Semn bun. Pe asta zic, să arunci tot acolo. Da, mă, unde-ți doi puterea crește. Ce-l ia? Jojă! Nu cred. Cred că să-i jojă de-aia. Jojă de ulei, bă! Bă, ți-am închis și mașina. Ai, cum ar fi să scoatem o mașină, ești nebun. Adi, tata, adi. Da, dar ar trebui să vin spatele meu, că ai dat fix peste mine, stânga. Da, măcar să prindem. Eu o să mă tragi pe mine, uite, vezi? Asta zic. Cum să faci? Să treci, uite așa, pe spatele meu, hai. Hai că nu cazi. Gata. Ia-l. Așa. La piciorul meu, gata. Ne-am încărcălit. Bă, dar ce-i? Ce am mâncat? Ți-ai și gura ta. Și rațele alea. Hăi! Alo! Bă! Taci că am scos. Am scos-o din omol. Da. Nu! Trage tu de el, că e la tine. Sfoara s-a dus pe partea aia, stai așa. Futui sfoara. Uite aici. Bă, da. Încurcălă. Vezi, dă-i tot acolo. Tu și-a. Du, Doamne, arată-mă. Așa să scot eu ăsta. Hai, trage. Ăla-i. Hai, trage-l. Băi, acolo e ceva mare și am simțit cum a ieșit din el. Să știi că am simțit. Uite, vezi bule, uite bule. Stai că mai arunc și eu acum repede. Pâc! Prinde mai bine al tău ăla acolo. Cine știe? Mână de gheolban. Stai că mă dau, uite, mai cate. Bă, ce frică mi-e să moară Gigi. Doamne, mie să nu cad în apă așa cu GoPro, bine, că n-are treaba GoPro. Am portofel. Da. Este frumos din apă. vlog. Da, chiar o să vreau să zic ceva. Te-am simțit? Ce vrei să zici? Uite, vezi bulele? Acolo ești? Nu, nu sunt acolo, tu ești acolo, zic. A fost, dar s-a distrins repede. Eu am văzut o schemă la el și o să o aplic și eu. El are magnetul, vedeți, eu am aici și aici. Eu ăla stai de pe pod. Acum că tragem jos de pe pod, o să fac și eu cum a făcut el. Poate scap în apă acum, că m-am dus, rămân fără magnet. Și o să fac și eu combinația pe care a făcut-o el. Mamă, ce cald e, noi filmăm la 3 după amiază, ești nebun la cap. Te-am mai multe șanse de reușit, așa, când îl trag eu. Deci pun asta aici și o să-l bag de aici. Așa. Și vedem dacă are... Dacă schimbăm norocul. Hai. Bă, lansăm bine și noi cu ăsta micu. Contează și cât de mare este magnetul. Știu că m-aș certat câțiva că nu filmez bine. Nu, am schimbat și ăla, ți-a dat imediat. Ce-am făcut? Bine, că cred că pot să mă combin cu tine la o chestie. A? Zic, pot să, stai că ți-arăt eu ceva. Așa. A? A? Ceva? Nu, s-a desfăcut. N-am luat nimic, ca capace de bere, frate. Capace de bere, că... Uite, fii atent ce am făcut, stai așa să vezi. Uite, dar am schimbat și eu ca tine. Că mi-am dat seama că eu când îl țin de aici, e bun să dai cu el de, de sus în jos. Da, și acum, așa am mers și eu prima oară, am zis că ai două fețe, ai două șanse. Pana mea. Și l-am schimbat așa. Nimic. Nu, stai, fă-ți treaba. Deci am luat un capac de bere. Pentru că eu m-am lăsat. Eu m-am lăsat de bere. Am mai capace de bere, el a luat o jojă. Mergem pe partea cealaltă, pentru că vânător cred că a cules tot ce era de cules de pe aici, aici nebun. Vai de nu ne rupem gâtul. Vai de nu ne rupem gâtul. Hai, dai tu în dreapta, dai eu în stânga și după aia invers. Mamă, vezi că e mâzgă pe jos. Nu putem să punem piciorul pe asta. Că să spargă alea. Hai, aruncăm de câteva ori. Uite, pe ăsta putem să punem piciorul, că ăsta nu se sparge. Și cum să face foara? Valeu. Păi e mâzga asta, cum crezi că să fac? Am aruncat-o la mișto așa. Ce stau? Balava? Cop. Ceva care era pe lângă sac. Poate era închis sac. Cu ea, zici? E, important e că avem prezentări. Băi, nu mai faceți mă așa cu el, vă rog eu din inimă. Și că mai deranjez și pe oamenii ăștia, după ce că aruncăm cu ele, mai face și urât, știi? Așa în apă zici că e mediu, sare peștele. Avem ceva, am ceva acolo, dar nu știu ce. Sper să nu fie iar cârpe, că mă ia cap. Ia să vedem ce am luat aici. S-a mort. Ia vezi, mai merge? Nu e mai brichetă, mă, frate. Bă! Pum! Alo, Mayday. Brichetă de-aia de... Băi, doar brichetă, mă, eu zic că e mai mult decât o brichetă. Păi, stați-i, mă. Stați-i, mă. Da, mă, da. Da-te, bă. Blană, bun. Colegul liber. Magnum 44, barbucoana 7 minute, indicativ 925, colegul. Bă, nu cred. I s-a lipit, nu știu dacă înțelegeți, sub pod, așa. Bă, frate, da. Bă, cum ai reușit? Trage un pic de el. Stai că eu m-am tripat acolo, pe un loc. Am prins un cui și un capac de ciucaș. Ei, Stai așa. Băi. Hamă, cum s-a dat? Pariu pe 10 milioane că mai dau o dată. Cum nu mai dai? Nu mai dau, știu. Nu mai dai, să mori. Bă, ăsta n-a mai ieșit de mult din apă, așa că o să scot acum. Eu l-am tot aruncat din apă. Hai că-i luat ceva. Ce? O sârmă. Nu l-am mai scos deloc pe mar, știi? Sârmă. Eu am dat-o, știi de ce am dat-o așa? Ca să scap de toată aia, că ieri eram mâzgă aici și le-am dat pe mar, frate. Da, e schemă, mă, eu am vrut să dau așa. Ce-am scos, mă? Bă, dar stai așa, să iau și umerașul ăsta. Ai vrut tricou umplut la tine, să te ajut? Am, la mașină. Ia uite-l. Numerașul, numerașul. Trage acolo, acolo. Da, mă, da. M-am băgat la combinație direct. Bun. Dă-i acolo, că acolo ți-am zis, cred eu. Bă, poate ca, Doamne, iartă-mă, de aici. Uite. E, și când îi scoate ceva, nu mai râzi de mine. Aha. La mine e ultima oră când îl scot, că vreau să schimbăm locul, că n-avem nicio șansă aici, se pare. Ia uși, a scos el trotinetă cu țât. Ha? Puțin ruginit. Mai de tot. Uite, exact de unde ești gardă, l-am scos un cărucior de copii, aici pe marginea asta. Mamă! Acum ciuciu! Acum ne uităm la Conacu. Ce să scot? Că am scos stația, în rest amândoi la fel. Și o spiță. Noi voiam să ne ducem undeva, dacă observați voi acolo, pe marginea lacului, așa. Încep niște picioare, niște pontoane. Ce-ai făcut? A, nu, gata, acolo. Încep niște picioare, ca un ponton, așa. Și acolo voiam să mergem, în zona aia, acolo. Și cred că putem să-i dăm o șansă. Mie nu-mi vine să cred că în parcul ăsta există așa ceva. Nu știu, eu nu credeam niciodată. Grătare, mă. Uite, face lumea grătar frumos. Mănâncă lumea aici. Asta merge? Dă-te! Ciușme la ciușme și încă un grătar. Big up pentru sectorul 2 pentru treaba asta. Hai că mai avem un pic până la pontonul ăla, dar fii atent că ne-am luat țeapă. Știi de ce ne-am luat țeapă? Ne-am luat țeapă. Ia să vezi tu. Pentru că e... Nu e gard. Sau poate să fie gard, dar sărim gardul, da. E de la din ciment și sigur pontonul e spart. Și mi-e frică. Dar nu e ponton. Dar ce e? E două balustrade de șoate. Asta ce? A? Ține în echilibru. Nu știu ce să zic. Hai că vedem ce e acum acolo. Deci acum exact cum am zis. De acolo, de pe podul ăla de unde am dat noi. Pare super ok, dar de aici... Nu știu ce să zic. Ia să vedem, mă, am flair bun, l-a căutat. Semn bun, bă, tată. Păi, dar de ce faci așa? Că dacă se desprinde, nu? Eu nu fac așa de obicei. Așa m-am obișnuit. Eu zic, nu știu. Ba da, tragi foarte ușor din măl până... Ai scoate tu ceva mai mare ca mine, că să vezi de nu-mi iau alt magnet, îmi iau de la de Iuliana, cum ți-am zis. Poate să mai fie de astea, zi, căzute. Păi nu, că... Bă, ai luat un lacăt, bă! Ia privi spațiile. Și pe partea altă? Pe partea asta, hai să vezi când întoarcem și lacăt. O, dar ce lacăt! Nu pare vechi. O fi și restul acolo. Ce să fie? Ăla e lacătul inimii mele. Iar. Da, mă, capa e în capa. Hai să alung și eu. Am stat un pic, am dat un telefon. Și prima tragere de aici. E greu aici pe mal așa să arunci, să ai bulanul ăla mare, știi? Să faci cât mai multe lansări aici. Dar aici știi la ce mă aștept eu? La chestii mici, cum ai găsit tu lacătul ăla. Mă aștept să găsesc chei, monede aici, de pe malurile astea. Să găsești ceva, dar altceva. Da, da. Sper să nu fie agățătură aici. Ia uite-l pe la micu ce face cu aia. Ce faci, bă, micu? Bine, oricum are. Și prima chestie pe care o scot la prima lansare, un pix, nu? Da, bravo. Nu. Alge. Și o bucată de fier, mai multe bucăți de fier micuți. Da, te atingi lansarea aici. Ce ai zis? N-ai cum să nu prinzi ceva tocmai din lansă. Așa că schimbăm, că nu mai dăm de sus în jos. Să vedeți lansarea ce vă fac eu acum. Ți lansez, dar să-mi dai filmul mie. Ia să vedem ce a luat Vanatorii. Conservă, ce ai luat acolo? Nu e conservă, deci avem niște plăcuțe. Asta e plăcuță, mâncați, și plăcuță de frână. Așa. Și pe spate avem dita mai... Ce stau vede? Nu știu, dinte de dinozaur. Ce, mă? Asta e trierul, mă. Bă, dacă zic... A, și-am luat triorul cu tot cu frâna. Yeah. Bă, înseamnă că e mașina, nu de e greu acolo. Acum a scos capota. Ia să vedem. Mamă, foarte mult fier de ăsta micuț, dar vechi rău, capac de bere nou. Ursus. Așa. Multe fiere. Dar vezi să nu te tai în ea. O să arunc și eu pentru prima oară cu ăsta. Șterbe. Ce am, mă, că e de 3 ori cât al meu, ești nebun la cap. Hai să-l aruncăm pe ăsta pentru prima oară. Oi, oi, oi. Hai să-l și căutăm. Da, vedem, să-l scoatem. Ce fac dacă tare din prima? Sunt tragi foarte ușor și de-aia făceam eu așa, ca să încep să-l mici din... Dar poate să fie și de-astea, mă, argele astea. Că și astea fac bulește. Să simte greu la... Un pic. Nu știu, că dacă n-am dat cu el, mie mi se simte mai greu ca al meu de 2 ori. Da, se simte că am ceva pe el. Cred eu. Acum fiind prima oară când dau cu el, uite, vezi că vin de alea bule încoa. Ar fi bine să vii așa, că aici e canapeaua aia. Ei, nu vreau să vin pe canapea. Ah, da, da, da. Nu voiam să iau asta, că atârnă greu, dar... Gata. Hai să vedem. Dacă e ceva, îmi iau și eu de asta, dacă nu, nu alge multe, vă rog. Ba, da. Aha, gută, mă. Dacă scot iar plasă, gută, mă ia cap. Așa, lasă-l aici. Mă rog, să scol lanseta cu tupul. Așa. Ăsta vine încoace, ăsta e gol. Uite și tu. Poluarea apei. Aia altă e grea, partea altă. Ah. N-a vrut, mă, el să scoșă ceva. Tot cu ăsta mi-o mic, fac treaba eu. Ai, ce naiba am luat, mă, iar. Asta e o râmă? Nu. Asta e un ciorap. A luat un ciorap. Care ți-ai pierdut ciorapii? Un forfac de ăsta vechi și o bucată de fer. Dar ce forfac? Mamă, cât de vechi poate să fie ăsta, vere. Doamne, ce model vechi. Mamă, e modelul ăla vechi. Uite cu agrafele alea. Ai, 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 ai. Ah, vor face. Lăsăm aici. Mai adunăm la final. Pauză publicitară. Eu beau apă, voi dați like. Printre altele. Obosi rău. De 2 ore. Poți să dai 2 ore într-una, vezi că nu e așa ușor. Am obosit. Și m-am și mărgânit că nu mai sunt mulțumit de magnetul meu. Ai dat cu al meu? Ce ai luat? Ah. Sunt un pic supărat că magnetul meu nu e mare și că îi prinde mai mult ca mine. Da, mi-au eu magnet. M-a spart cochilul ăla, să dă la 40 de ani, să dă în leagă, nu le iau. Dar dacă îmi dați un like și un subscribe, m-aș face foarte fericit. Una dintre chestiile pe care le-am scos e moneda asta. Dar ce fel de monedă o fi? A, cred că e 10 bani, mă, de ăștia noi. Pare că scrie aici România. Nu știu ce fel de monedă asta. Că nu pare, uite, vezi, aici pare că are cupru. Fie de 5 bani. Dar aia de 5 bani știu că e mai mică, mă. Ia, mă, tu? Ia, pune lângă. Așa. Asta nu e, de, asta e de aia veche, mă, să știa lui ăsta micu. Da, știu. E 50 de bani. E 50 de lei. Ia, tu aia mai mare, eu aia mai mică, da? Frați. Poți să păstrezi. Nu, frate, nu. Păstrează. Banii tăi, frate. N-am ce să fac. Păi niciuna am ce să fac cu ea, frate. Nu, nu, stai să iau și guta asta. Asta am uitat eu de aici. Ghiciți unde am ajuns, tată. O să încercăm să nu le aruncăm prea tare, ca să nu le bâltăcâim. Mi s-a zis că sunt niște chestii pe aici de la băiatul ăsta care are magazinul. O să vedem dacă le și scoatem. Ce faci, mă? Ți-ai scos bica hula? Ia să-mi dai și mie pe ăla micu. Poți să-l desfaci? Da, păi... A, păi de ce? Că-ți dau tot cu sfoară. Păi da, dar tu n-ai sfoară, gen... A, cum dam? Că e dintr-o bucată sfoara ta. Păi și am 30 de metri, 15 tu, 15 eu. Aha, bun. Hai că dau cu el, nu mai montez pe al meu. Bă, le băgăm ușor, cât să plece de pe aici toate vietățile astea. Suntem în Parcul Morarilor, care a secat extrem de mult. Cât se vede. Uitați-vă, era până sus, până bordura aia mică, frate. Hai să vedem dacă scoatem ceva. Prima aruncare? Da. Ia. Zic că e trotinetă, mă. Da, chiar e. Ți-am zis. Du-te, mă, de aici. Uite, mă, prima aruncare, nu l-am mișcat. Bă, lasă-mă să arunc și eu, mă, că tu, eu nici n-am... A, te primă pierd, 5 lei. Ia, mă, rușa. A, 10 de neagră. Ia vedeți, mă, frațele. Ce e, mă, aici? Potcoavă, mă? Care am pe spate? Asta, da. Nu, și cred că... Ce dragi, de... Modelul de la gardul vechi. Bă, da, posibil, posibil. A, stai că m-ai ambiționat acum. Dar nu scot eu o broască țestoasă. Bă, ies bule multe. Și se simte greu să mă arăt, Gigi. Bă, dar de ce trepidează? Trepidează rău asta. Mamă, poate ai scos alimentarea de la fântâni. Bă, e ceva mare oricum. Bă, dar nu iese, mă, asta? Nu, nu, mă, e agățat în ceva, mă. Știi de ce trepidează așa? Ascultă-mă. E vreo gută, mă. E vreo gută și ea tot trăgeam colo și... Ea e prinsă în alge și chestii. Cred. Nu, e mai mult. Bucăți de fier. Hai să nu facem mizerie multă, să le punem fix aici, așa, și de stingea. Da, da. Iap, iap, iap. A? Se simte ceva aici, a? Ce luăm, mă? Mama, aici e ceva care iese de dedesubt. Încerc să trag ușor ceat. Ah! Nu! Nu! Jumătate de găleată am scos și eu. Oala cu sarmale. Bar, merge niște sarmale să moară ăsta. Minus o broască testoasă. Glumesc, glumesc. A, ai fugit pe partea altă, hoțule, banditule. Da, mă, acolo e ceva chat. Exact acolo, să știi, simte, uite, vezi? Zău. Aia e continuarea de la oala mea, mă. Da. Asta e coif medieval. Până la acolo. Unde? Uite acolo. Ca să nu facem mai multe de alea. Ia, ia. Ia uite câte bule ies. What the fuck? Bă, da, am făcut bulbuci. Da, văd și pe doamna, dar încerc să nu... L-ai scăpat? Da. Mamă, e ceva mare, vezi că cred că e trotinete. Dacă uite, vrei, uite. Aplicăm amândoi. Da, poți să-l bagi. Stai așa. Îmi zici tu. Uite aici, fix lângă mine, un pic jos. Acolo. Pare că... Da, mai am nevoie de azi. A, l-am... S-a desprins. Da, acum e la mine. De poate îl scoate un pic din... Gata. Din nămol. Cred că s-au prins amândoi. Vai, ce dragoste! E bine că e mică apa, mă. Te las pe tine să apuci. Ai luat-o? Da, da. Unde să mă rog, are mai multe puncte de... Bă, nu știu. Că-l bagi iar spre mine. Nu mă știu. Nu, mă gândesc că e ceva mai lung, nu? Tu unde zici să arunc? Iar s-au prins. Nu, nu. Ești pe el, tu? Da, da, dar uite, să tot dă drumul la el. Aici. Dar ce-o fi, mă, gard? Uite că se simte cum fuge mie din mână. Mă, bă! Iar i-am dat drumul. Fac. Ia vezi, poate la puși tu. Ba, am luat de ceva, am prins. Și eu tot la fel sunt acum. Ok, sunt foarte ușor. Ies pe el. Încearcă să tragi, tu iarăși. Nu, nu, nu merge. Sau el. E să nu fie ceva ce e prins pe fund. Nu, 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 chiar... Mamă! Ce e, mă, acolo? Păi da. Uite, și eu acum sunt de el. Simți când fac așa? Da, uite că eu trag, uite, vezi, bolbolacele. Pe aia, asta trebuie să... Așa! Bă, dar... Bă, ce de cum să nu fie de la fântâna aia? Ah. Ia uite, uite cum am făcut, ai văzut? Ceva foarte mare aici. Unde-i cârligă, pune-i de ochi. De unde, că dacă am corădaia, era bună. Bă, e ceva ce stă lipit de fund, că mi-l trage înapoi, dar nici nu-i mai ies bulboace, uite. Uite cum e. Gata, nu. Da. Eu trag part... Vezi că îl prins de mine. Bă, nu știu, am prins de ceva și... Stai, de ușor, de ușor, că îi dau foarte, foarte ușor eu. Bă, ăsta e gar, mă, 100%, zic eu. Gar sau bicicletă? Jur, că nu e gar sau bicicletă. Na, e prea mare. Și mă gândesc că... Tocmai în spate, încolo, ia uite-le. Mamă. Cea mai mare factor. Podul ăsta am făcut anul trecut. Nu știu ce tipul acolo. Păi s-au găsit niște ornamente, au găsit băiatul acum niște ornamente acolo. A fost dărmat tot și lăsat aici. Da, asta nu mai știu. 100% se rupe din el, mă, uite. Da, e o placă de beton, e o placă de fiert. Da, e placă de fiert. Ai luat? Da. Ia uite-l. Na, mă, na. Ce ți-am zis, nu, frate? Fii atent că mai găsim igard 100%. Uite, deja a prins iar, uite. Imediat. Ăla e un fier beton. Da. Așa vin la after sau la dump? La pop-up, de căpșună și usturoi. Da, nu, cred că pierdem timpul aici. Să dau în locul ăla, că nu am ce să scot. Nu iese. Uite, se rupe din ea într-una. Da, eu plac. Mamă, la spate, eu rog. Uite, ce dracu ăsta? Ia să vedem. Ia să vedem. Mamă, câtă spărtură, bă, băiatule, bă. Păi, cred că la fiecare aruncare am luat ceva aici. Tați, obuz. Asta e stația mea, da. Cred că e de ăla de crăcan, mă, de pus lanseta în el. Ia. Nu știu ce... Zici că e ceva... Ce poate să fie ăsta, mâncați? Să treacă prin el lanțul, ceva care să... Ia. Gard vechi. Deci trebuie să evităm mijlocul, că e placa aia, dar nu putem să scoatem de acolo. Ce crezi, s-a prins în ceva? Ia, ia. Haide, mă. Nu. Obraznicule. Auzi? Zi. Zi pe care îl desfac. O să desfac o relație. Fiți atenți, am găsit cheia de la un lacăt de ăsta. Cum ar fi să se potrivească la unul din lacătele astea? Bă, frate. Și uite și bănuți. Uite, cineva n-a avut bani și a pus șoricii ăștia. Bă, nu cred. Nu, ăsta zic eu și-a făcut. Nu, frate. Păi nu mă să iau ăla din mașină. Nu, mă. Ăsta zic eu. S-a despărțit de ea, ea a apăsat o cheie. Și a venit și el. Deci, o să despărțim pe cineva. Deci ăsta, vedeți că sunt lacăte aici puse. Uite, 1, 2, 3, 4. O să despărțim pe cineva, dar nu știu pe cine. Care lacăt îl deschid, îi despart, gata. S-a dus relația, bună. Uite, pescuim. Și despart pe cineva, dar nu știu pe care. Nu știu pe care, nu să-l ce noroc, fie întins. La care sunt cel, mă, la asta sau la asta? Ceva mai mic. Băi, băi, cum să desparți oamenii? Lasă-i, mă. Cum să desparți oamenii? Lasă că îi despart eu, nu? Și cum ar fi fost să o scot fix acum? L-am acasă. Nu îi despărțim pe oameni, nu facem așa ceva. Am arăcat înapoi în apă. Multă spărtură, mă. Nu știu că iau chei. Iar am luat cheie, mă. Bă, dar nu vreau să-i despart. Păi nu vreau, frate, să-i despart. Pentru că sunt în good mood. Pentru un like mai iert un cuplu. O scot înapoi acum. Ioi. Houston, problem. Vino. Vino. Vino, tată, bagă ăla lângă mine aici. Bagă-l și pe al tău. Yes, of course. Sau tragem amândoi de aia? Trage, trage, vino și tu. Bagă și tu pe ăla. Ui, ui, ui. Putem să aruncați. Mamă. Na, na, na. Păi stai, mai să tragem amândoi de asta cumva. Hai. Păi, dar nu, da, fii atent, bagă mâna pe ea aici așa. Da. Stai să trec. Hai. Trebuie să nu rup mâna. Hai. Stai că se moară Gigi. Trotinetă. Păi eu o scoate, stai liniștit. Ei, că te murdărești pe mâini. Băi, să nu-i dai drumul cu Conacu. Nu! Vezi că e sub ăla. Da, așa. Oh. Dau mai jos un pic? Da, dă-i un pic mai jos. Așa. Așa, gata. Mamă! Nu. Da, așa. Uite, luați și monedă. Bine! Uai! Bă, am luat și bani, mă, odată, mă, mâncați și odată. Ioi! Mamă, dar s-a luat și bani ca lumea aici, bă! Mă, mă! Vai! De ce mă latri tu? E normal. Măi, nu fura banii. Hai că o pun pe click. Ar trebui puse cu video, să vadă cine. Aia o cameră. Da, mă, dacă alunea. Șui! Din Logness. Trebuie să ascult și trotinete. Bate aici, băi. Bate aici. Deci că mai e una. Mai e una aici? Da, că la un moment dat erau două pe tot. Băi! Cred că tot pe acolo. Păi aia la altă o scoate în drept. Unde e aia? Acolo. Unde-i funda aia? Tabla aia. Unde zici? Acolo? Da. Posibil că are pioara. Păi colaborăm pe voi. Da, dă și noi o mărire de Vanatorii de comod. Vanatorii de comod? Da. Stai că-mi facă că am văzut acum? Da, da. Nu, eu filmez. Da, mă, da, tată, mă, exact ce trebuia. Dacă e aia, se vede ceva aproape de mal, în stânga, jos. Gata, mă, ne deschidem firmă, mă, ești nebun. Ne deschidem firmă, tată. Da, că... Da, așa, că deschidem firmă de trotinete. Stai să nu mă muști, te rog eu frumos. Nu te muști. Doar mă, latră. Ce-ți măceat? Ia, băi. Noua achiziție. O mai merge, mă, asta? O mai merge, mă, asta? Ia filmează, mă, când vezi că uite aici microfonul. Uite aici. Gata, pe el pun. Ia dă, bă, că dau tură cu ea. Ia, să vedem pe fratele Conacu. Ești pregătit? Da, da. Să nu cazi în apă, ia. Ia, uite-l. Hoțu, hoțu! Hoțu! A, uite-l, bă, ce-i dă, bă. Bă, dar merge! Salut! Vrei să cumperi o bicicletă sau o trotinetă? Apelează Conacu și Vanatorii de comori. Te rezolvăm! Hai, foarte înapoi. Cum era? Bă, s-a închis ecranul. Conacu și Vanatorii de comori. Prima trotinetă scoasă, tati. Și avem informații de la toți oamenii care trec pe aici. Când se lasă apa, că aici în locul ăsta mai sunt trotinete. Exact aici și e posibil ca fix aia să fie una. Așa că o lăsăm dracu magnetul și o luăm pe jos să scoatem trotinetele. Ne băgăm direct jos, mă, dar n-avem ancură, mă. Păi și ce? Tocul? Hai că legăm, vedem cum o legăm. Hai jos. Dați like. Like și subscribe. Și am luat și niște monede, nu? Așa, una. Bă, ce asta, mă? Băi! Ce asta, mă, chat? Scrie pe ea Repubblica Italiana 1100 cu un copac. Bă, ce, mă, asta? Dar e nouă, oricum. Otomană, nu? Da, otomană. 10 bani. Eu oricum, eu am monedele puse aici, în stânga. Am mai găsit o trotinetă, mâncava și gura voastră. M-a luat hype-ul ăla mare. Ioi. Dar asta... Uite aici, fix aici. Uuuu! Ia trage! Uuuu! Ce cap am dat să moară Gigi! Boltul 1 Lime. Ne deschide firmă, băi. Let's go. A ta e înfrânată, frate. Las că știu eu că am lucrat cu asta. Ia. Și e înfrânată acum sau nu? Vrei să mergi cu ea sau ce? Păi nu, vezi dacă merge. Hai că merge, a mea e funcțională, frate. Pare rău, sorry, dă-te de aici. Te dau o tură, tataie. Cu trotineta. Înseamnă că acolo e comoară, bă, câte putem să scoatem de acolo. Da. Hai, după mai plăstând așa. Încă una. Dar bag-o și tu, ca să poată să treacă lumea. Dar oare se mai văd, mă, acolo? Oare se mai văd, mă, tată? Fiare, tot ce putem. Monede, cheițe, să deschidem lacătele astea. Da, de două ori am găsit. Hai să o punem și pe asta tot acolo, una lângă alta. Că mi-am oprit asta. Stai, mă, că ți-o pun aici, ți-o parchez. Nu. Și asta ce e, mă, a mea, Bolt? Mai șmecher Bolt. M-am băgat prim. Da? Mi-a dat la ce am lucrat, ce să zic. La Lime, mă? E și primul model, nu mai există acum. Nu mai e ăsta? Nu. Sunt atât de bucurie. Ce mai scos, mă? Ia. Am văzut că e ghidon. Ghidon, și eu am zis că e ghidon. Da. Hai să vă arătăm un pic repede. Una bucată Lime, una bucată Bolt. Multe chestii de-astea. Moneda asta care e interesantă rău de tot. Ce monede asta, frate? Așa, mai multe monede. Ia, colegul, hai, arată-mi cufărul. Aici ce se păstrează. Și aici ce păi se și aruncă. Ce, ăsta nu merge? Nu, iau eu, doamna. Păi da, mă, dar astea sunt, uite, sunt subțiri și în zi atârnă mult. Ce? Nu, mă, doamna, uite că înăuntru vezi sunt goale. A, și cu mizerie, okay, cu da, da, da. Fier beton, atât e. Mult fier beton, fier. Și ne-am ales fiecare cu cât o trotineață. Dacă merge așa, ta dădea și noi o tură, băi. O facem la mașină. Merge să-i scoți frâna? Trebuie dat asta un pic înapoi, că e pe blocat în față, vezi? Aha. Asta, dar nu, e virginity, e pe dracu să o ia. Mamă, mamă. Ia uite-o. Are ceva timp în apă. A, sau s-a gripat motorul, bă. Cred că s-a gripat motorul. Da, are ceva timp în apă, bă, frate. Pe la ăsta, pe la bloc, am rezistat și motorul și alea. Da, da. Ui, 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 ui. Da. A meritat, bă. Stau pe noua mea achiziție. Ne-am luat trotineață, ce vrei să fac acum? Au mai trecut oameni și care ne-au văzut trotinetele și au zis, a, le-a scos. Zice, știam că sunt aici, că aruncă băieți. Că aruncă băieți, că au venit și eu. Uitați-vă cât a scăzut apa, bă, mă, cava și vreau asta. Deci, uite la lebedele alea două, da? Gândiți-vă că se vede zi asta, cum îi zice, betonul. Și la un moment dat vine o parte mai neagră de beton, cam așa. Cam așa. E sus, da? Marginea aia. E, până acolo era apă. A venit și momentul să încheiem acest vlog. Două trotinețe, una lui Vanatorii, una mea. Bineînțeles că le dăm înapoi, o să scanăm și să vorbim. El e pe grupul de Lime, are niște combinații. N-avem ce să facem cu ele. Unde-ai plecat, mă, că ai frână, băi? Probabil o să scriem un mesaj la Bolt, scanăm asta, că am înțeles că dacă scanăm codul ăla o să-i dea ultima locație, să vină băieții, să și le ia, să-mi ferite într-un loc, să nu le mai arunce în apă. Un nou lac curat. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Dacă aveți să ne ziceți și sugestii unde să mergem, să mai scoatem chestii de-astea, să ne spuneți, o să ne ajustăm și noi echipamentul. Să apăsați butonul de like, butonul de subscribe și ne vedem la următorul videoclip. Ciao!